Vasile Căpotecă, senator liberal de Hunedoara, împreună cu o parte dintre senatorii și deputații reprezentând PNL și USR, au semnat joi, 28 octombrie, o scrisoare deschisă adresată guvernului României în vederea impunerii unor măsuri de sprijin necesare pentru localitățile beneficiare de sistemul de termoficare centralizat. Având în vedere majorarea accelerată a prețului la gaze naturale în ultimele luni, acesta ajungând să fie de până la 8 ori mai mare decât era iarna trecută, există riscul ca operatorii de agent termic, cei care folosesc sisteme de încălzire centralizată, să sisteze livrarea de apă caldă și căldură, fiind în imposibilitatea de a achita facturile furnizorilor. Se arată într-un comunicat de presă remis pe adresa redacției de către Vasile Căpotecă, senator PNL de Hunedoara. De asemenea, este precizat în textul scrisorii deschise că statul este obligat să ia măsuri de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un trai decent. Asigurarea unui trai decent înseamnă, printre altele, dreptul de a beneficia de căldură și apă caldă în imobile, mai ales pe timpul iernii. Așadar, pentru a asigura continuitatea serviciului de termoficare centralizată în localitățile afectate, pentru a respecta dreptul constituțional al cetățenilor români la un nivel de trai decent, noi, semnatarii documentului, considerăm absolut necesară intervenția Guvernului României în soluționarea crizei energetice prin următoarele două mijloace. Acordarea unei subvenții pentru operatorii economici din orașele care folosesc sistemul centralizat de termoficare, astfel încât acest serviciu să poată fi livrat în continuare cetățenilor. Acordarea unor cantități de combustibil primar, gaze naturale și sau alternativ, cărbune sau păcură, din rezervele strategice ale statului, care să ajute operatorii de termoficare să-și continue activitatea pe timpul iernii. Se mai arată în comunicatul de presă al senatorului liberal de Hunedoara, Vasile Căpotecă. În același comunicat, parlamentarii semnatari ai documentului asigură executivul de tot sprijinul necesar în demersurile care vor fi inițiate în vederea soluționării în regim de urgență a problemelor descrise în scrisoarea deschisă adresată Guvernului României.